chipuri de cuvinte în gesturi, 8. Noi, în manuscrisul unui Sihas, am încercat o figurare iconare a chipului de persoană, ca trifințialitatea unității de sine, ca prefigurarea tainei treimii de persoane, absoluta trăime a unicei ființe dumnezeiești. Chipul persoană e tatăl, care fiind tatăl de la sine, Conține pe Fiul și Sfântul Duh, de unde trifințialitatea Tatălui, din care se naște trăimea de persoane ale unicului chip al Tatălui. Tatăl conține în esența Sa pe Fiul și Sfântul Duh, iar Fiul și Sfântul Duh sunt tot chipuri, persoane egale cu Tatăl, cel conțin de asemenea pe Tatăl în aceeași măsură cum Tatăl conține pe Fiul și Sfântul Duh. Fără această taină a trifințialității chipului în sine, ce este tocmai chipul de persoană, nu se poate vorbi de treimea unică. Filozofii spun că ființa se deschide doar în afară de sine, prin creații. Creștinismul vine cu revelația chipului deschiderii ființei în sine însăși, înaintea creației și dincolo de creație. Așa Dumnezeul creștin este cel viu și trăime în sine, care apoi creează. Taina chipului este taina deschiderii ființei în sine. Dumnezeu, ca să fie chip în sine, este chip persoană și mai mult ca trăi, este trăime de persoane această deplinătate dumnezească absolută este Dumnezeul revelației creștine. Nu există ființă independentă de persoană, ci doar datorită persoanei ca esență. Ele nu se amestecă, deși par aceeași realitate, ce înseamnă că persoana și ființa nu sunt realități singulare de sine, ci unicități forme transcendentale ce implică un anumit conținut, în o ființa formei, conștiința conținutului, de unde definirea persoanei ca unicitate triadică de sine, iar ființa la fel ca unicitate personală. În Dumnezeirea Trăimică, chipul este însuștată la originea Trăimii Ființiale, care procede pe Sfântul Duc și naște pe Fiul Înainte de toți vecii. Sfântul Duh și Fiul sunt ei înșiși persoane permanente, datorită permanenței absolute a chipului Tatălui pe care l au în ființa lor personală. Din chip e sfețele și asemănările chipului, încât permanența chipului este neatinsă. Persoana, în mod creștin, nu se poate defini fără chip triadic în sine, nici ființa fără chip personal în sine. Persoana are în sine ființa alături și egal cu spiritul, ca triada chip persoană, față ființă, asemănarea spiritul, euul, duhul, spiritul, viul, viața, existența. Chipul este taina în care este totul. Chipul are însă arătarea la față, are asemănarea firea sa de viață. De aceea, chipul este trăime de sine, chip, față, asemănare, deodată și egale. Ni s-ar părea că modelul este originea, aici este taina. Icoana, chipul este unicul și esența modelului. Modelul se naște din icoană, altfel modelul ar fi un principiu. Icoana înseamnă persoană și atunci modelul este tot persoană. Persoana tatăl este originea dumnezeirii. Dacă n-ar fi tatăl întâi, dumnezeirea ar fi un principiu divin și nu neapărat persoană. Taina persoanei este taina chipului lui Dumnezeu Tatăl și a trăimii de persoane dumnezeiești. Noi aici găsim Identificarea chipului de persoană peste speculațiile filozofice și psihologice. Chipul, ca taină, este dincolo de toate numirile, dar izvorul tuturor numirilor. Așa Dumnezeu este chip trăime dincolo de toate afirmațiile, ca apofatic și totodată descoperire harică, energetică, afirmativă, catafatică. Dumnezeu este chip, trăime de persoane și totodată strălucire harică, energetică, necreată, în care echipul se reflectă în toată plenitudinea, fără despărțire sau micșorare. Dumnezeu Tatăl este echipul persoana absolută în sine, care ar fi incomplet fără trăimea de sine, fără Fiul și Sfântul Duh. Taina persoanei este Dumnezeu Tatăl. Este taina Unului ce are în sine multiplul, și taina multiplului care este dezvăluirea totalității Unului. Taina chipului de persoană. Dacă Dumnezeu este trăime de persoane, chipul de persoană are în sine chipul trăimic ca unitate și înrudire, fără de care trăimea ar fi politeism. Prima noțiune și nucleul celorlalte este conceptul de persoană, chip de Dumnezeu și chip de Suflet în Creație, care de nu este înțeles în sens isihast, nu se va putea vorbi de o mistică specifică isihastă. Chipul de persoană este chipul lui Dumnezeu și chipul și asemănarea chipului nostru creat este de asemenea în taina chipului. Persoane. Persoana este subiectul în sine, cel ce este pe bază proprie de subiect. Subiectul nu este produs, rezultat a ceva și acela care produce totul. Persoana este însuși subiectul, persoana subiectul determină totul.